care au fost date, au parcurs procedurile legale, s-au făcut studiile de impact pe sănătate, vorbim despre Valea. Dacă ne referim la cea de pe Aricești, este o extindere de activitate care acum este în procedură, nu s-a luat o decizie. Această activitate este într-un parc industrial care este special făcut pentru astfel de activități. Nu este vorba de niște gropi, este vorba de niște activități de prelucrare a deșeurilor, activități de care cel puțin județul Prahova are mare nevoie pentru că vedeți cum se întâmplă, mereu apar colapsuri și la SVO, la stația de tratare mecanobiologică. Depozitul de deșeuri este încă pentru menajere este aproape plin, deci oricum astfel de activități trebuie autorizate. Se înțelege undeva greșit, autorizația nu înseamnă că au voie să lucreze oricum, ci sunt condițiile în care ei trebuie să lucreze și pe care trebuie să le respecte. Iar aceste condiții sunt verificate, urmărite și luate măsuri în cazul în care nu sunt respectate de către garda de mediu. Locuitorii reclamă faptul că practic la Aricești Iractivani, la Buda mai exact, la fel ca și în Ploiești, se simt în atmosferă niște mirosuri insuportabile. Pot fi detectate aceste mirosuri astfel încât să avem o dovadă palpabilă a poluării? Putem, am mai avut laboratorul pus în acea zonă, între societatea de care este reclamată și comuna Aricești. Aici. Și probabil că împreună cu Garda de Mediu o să mai facem o campanie de monitorizare. Data trecută nu au ieșit niște date relevante. Iar deocamdată se lucrează la o capacitate mică. Este vorba acum, adânci sunt împotriva măririi de capacitate, dar încă o dată nu s-a luat o decizie, se respectă și se aplică procedurile în vigoare.